Liniile de cale ferată din Moldova sunt într-o stare deplorabilă. Pe agenda Ministerului Economiei se află un proiect de reabilitare a infrastructurii feroviare pe tronsonul Bender-Giurgiulești, cu o lungime de 230 de kilometri. Această porțiune reprezintă aproximativ 15% din totalul celor 1500 de kilometri de cale ferată din țară. Totodată, tronsonul Bender-Giurgiulești este unul de importanță strategică. Responsabilii de la calea ferată din Moldova spun că 80% din șine ar trebui schimbate. Din cauza costurilor mari, însă, în loc de lucrări de reabilitare se face mai multă mentenanță, așa că fisurile impun pe alocuri limite de viteză și greutate, fapt ce face transportul marfar neatractiv pentru antreprenori. Are de pierdut și întreprinderea calea ferată din Moldova. Suntem nevoiți să facem multe lucrări de dezmembrare a garniturilor, de conexiunea acestor garnituri care ne invocă cheltuieli suplimentare. Acum, pe căile ferate din Moldova se fac doar lucrări de întreținere. Pentru o întreținere corectă a căilor ferate, anume a infrastructurii, ar fi ok, necesar pe an undeva 150-200 milioane de lei. Asta pentru întreținere, nu pentru reabilitare. Pentru reparații curente, ce nu pentru reparații capitale. În acest scop, statul a luat un credit de 95 de milioane de euro de la BERD, BI și UE. Cu acești bani va fi reabilitată infrastructura feroviară pe porțiunea Bender-Giurgiulești, tronsonul principal de tranzit al mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova. Infrastructura feroviară, din păcate, este într-o stare deplorabilă. Din cauza aceasta, viteza de deplasare este una foarte mică. Sunt tronsoane în care viteza de deplasare este 20 de kilometri. Acest lucru face calea ferată necompetitivă în raport cu transportul rutier, respectiv reabilitarea tronsonului Bender-Giurgiulești presupune inclusiv majorarea vitezei de deplasare. Proiectul a început în 2014 cu un împrumut de 55 de milioane de euro. Apoi, specialiștii au constatat că acești bani nu sunt suficienți, iar țara noastră s-a mai împrumutat cu încă 40 de milioane de euro. Prima parte a proiectului, care prevede achiziționarea a 12 locomotive, urmează să se încheie în următoarele luni. Cât despre lucrările de reabilitare, suntem la etapa de organizare a licitațiilor. Autoritățile estimează că lucrările ar putea începe din toamnă și că ar putea dura până la 3 ani.